I show that I live right, and I'm never gonna let you out of my sight. I've been up thought, it was a nice try, but I guess I get to keep my head. Vă salut, sunt iarăși eu, Nicoleta Adam, și vă dau întâlnire într-un nou episod de Stil Unic. Suntem tot aici la magazinul universal Unic, unde îți poți achiziționa totul pentru garderoba ta de toamnă. Și apropo, surprize multe de la magazinul Coton și Victoria Bank. Despre ce este vorba, trebuie să veniți tot aici să le aflați. Ne duceam la câteva magazine să ne uităm la haine, corect, la pernuțele și la jucării. Ne așez cam pentru mictei, nu știu. Nu ți-ai dor? Din mictei? Astea-i scopul, voi soțul meu mă tem că vă trimis și voi să-mi spuneți. Cred că am început zilele trecute să-mi găsească nume pentru băiețel. Eu cred că e cea mai mult îmi place Rafael. Da, mie îmi place. De ce să zic așa? De ce? Pentru că noi suntem Mihaela, Gabriela, Elena, Ela, Eugeniu și Iu și Rafael. Da. Un fel Ela, El. Corect, pentru că la Planeta Clownela, Gogo, Niel, El și okay. Zăbărela, Alena. Așa. Uite, acum hai să ne uităm. Eu aș dori... Eu nu uit la culori, eu mă uit cât e bună da. Și câte lucruri are. De exemplu, aici are pentru apă, e comod. Are și pentru eu zic că asta e frumoasă. Am spus nu după cum e. Nu, uite, are și gheozdan. Are și asta ca să-l acopere și deja tot din piele și știi că din piele nu intră. Și aici e din chis. Da, e foarte comod așa. Și da. Are... Da. E foarte bună și asta e la fel. Gabe, nu înțelegi, asta toate sunt cu jeans. Da. Și asta e cu fermoar. Wow, asta eu cred că e mai bună. Eu așa în viața mea n-am întârziat. Eu întârzi, dar în așa hal, o oră 40, trasa urhiei, rezolvați întrebarea asta. Noi avem o problemă alta. Gabi și Micuț nu vor să mai filmează. S-a stras să aștept. Serios? Dar le-a luat și la dansuri. Și de la școală. Hai acolo. Hai. Mai trebuie să facem repetiții. Și nu mai filmăm? Vreți la McDonald's? Da. Ați văzut? Eu nu pot să fac evenimente cu copii, dar eu pot foarte ușor să-i cumpăr. Apelați. Hai. Gata, nu mai suntem supărate, ok? Fetelor, cum este să așteptați atâta timp? Greu? Nu greu. Da, dar amuzant. Cu răbdare? Cu răbdare. Mama cumva a cumpărat. Trece treaba. Dacă vă filmați bine în emisiunea asta, vă cumpăr ceva. Nu, sau noi nu avem așa ceva. Nu. Noi nu cumpărăm. Nu? Nu, noi explicăm că este necesar, că iată ce facem, dar nu mergem pe idei. Sunteți în plin sezon de școală. Ați început sezonul de lecții, de uniforme, sunteți îmbrăcate tare stilat. Da. Cum este la școală? Bine. Acum la școală. Tu ce clasă ești? Și sunt a treia și învăț cel mai bine acum primele zile. Așa, primele zile învață cel mai bine, super. Și tu? E bine. Treci clasa a patra, deci anul ăsta ești examen. A patra. Da. Ești, gata, ești a patra. Așa, noi ne obișnuim și când ești la vara, tot timpul spui prietenilor și colegilor. Da. Trec clasa a patra. Trec, da, anul ăsta e examen. Da. E primul tău examen de maturitate. Mami o să plângă, o să aibă emoții sau nu?
sau tu nu ești super asta emotivă? Asta e pe motiv, cum simt atunci. Cum nu înseamnă că, nu, eu sunt foarte emotivă. Deci uh-huh. la mine când se atinge tema familia, la mine automat, știi, așa, și parcă se oprește în gât ceva. Și trebuie să stau să-mi analizez cuvintele, cum spun, adică... Eu am zis să nu fie un interviu banal, să ne plimbăm, ca și în toate celelalte emisiuni aici la Unic, unde avem de toate, și pe dreapta, și pe stânga, articole vestimentare, piese de încălțăminte, accesorii. Eu nu știu cât de des vii tu sau dacă ai fost în ultimul timp. Foarte rar. Foarte rar, da? Mulțumesc, doamna asistentă. Mama, cum e mama când vă îmbrăcați? Vă dă sfaturi? Vă recomandă? Nu, mai singură ne îmbrăcăm. Singură? Ne aranjăm seara. Și apoi dimineața deja luăm hainele strânse și le luăm, ne îmbrăcăm și deja... Și vă dă voie cu ceea ce ați ales voi de cu zi înainte? Nu. Dar eu știu și au un garderob, eu achit doar garderob. Mi-e îmi place tot să fie da, să fie aranjat. Chiar dacă ne jucăm un joc, piesele chiar trebuie să fie într-un rând, dar ele s-o leacă așa și ele trebuie să fie tot așa. Sau când mă duc în ospeție și văd că culorile sunt amestecate, ele pun... Dintr-o dată le pune așa corcubeu, și gata. Îmi place așa mai mult. Gabriela iubește așa mai feminin, mai rafinat, combinat neapărat, știi? Iată, uite-te, eu m-am îmbrăcat numai roz și albastru, chiar și elasticile mi le-am pus roz cu albastru. Dar la Mihaela gusturile nu se discută. Dar are așa un tipaj al ei. Da, adică oricum se îmbracă interesant și pentru asta. Eu încerc să nu le tare să le învăț, de exemplu, da, ori să le critic pentru cum se îmbracă, pentru că eu aveam 24 de ani și eu umblam în colanți colorați. Adică și aveam o geantă. Era neagră, dar eu am început un pic pe undeva să mai descoase și i-am cusut nasturi. Mi-am scurt toată geanta, am cusut-o cu nasturi. Și mama tare ne plăcea geanta și ea. Apoi eu ieșeam pe la bucătărie cu o geantă, dar geanta asta cu nasturi ne puneam din fața casei. Și eu ziceam, papa, mama, și eu vineam înapoi și schimbam geanta. Mă duceam așa cum vrem eu. Sau îmi luam colanții ăștia, deci de eu aveam colanțe mov, roșii, galbeni, verzi. Și mama, dar mai ai 24 de ani, când ne-ați măriți? Și ne-ați tipti. Cum e mama acasă? Severă sau e la fel de hi-hi-ha-ha ca la job? Mama mai mult ne vadă și mai mult ne iubește. Mai mult ce? Mama mai mult ne bate și mai mult ne iubește. Iată așa. Asta, mai mult strige asta. Dar tata stă așa liniștit și tot ne iubește. Sunt foarte diferite? Foarte uh-huh. diferite. Foarte. Eu sunt săgetător, iar ea e gemen. Pe lângă asta eu le spuneam, deci ele sunt născute fix la jumătate de calendar zodiacal. Deci 16 așa. Iunie, 16 decembrie. Deci sunt absolut opusul. Dacă la una e la e la alta, curioasă, cum e bălaie. Cum ești, cum poți să gestionezi, gen toată ziua trebuie să fii cu o dispoziție enormă da. Și când ajungi acasă, tu îți schimbi comportamentul sau tu păstrezi aceeași energie? Nu, ea câteodată când noi ne jucăm împreună, când mai facem niște șotioare, ea strigă la noi, dar ce așa de mult, de ce așa mult râdeți, ce s-a întâmplat, vreau să râd și eu. Și când de obicei mai mult strigă când facem... Așa dispoză și strigă, de parcă eu nici nu pot vorbi normal, eu numai strig prin casă, știi? Nu, nu strigă. Dar ideea că nu-mi pare deloc, adică nu înțeleg cine exagerează. Tata nu e așa de tare, tata nu. Strigă. Păi nu știu, tu crezi că trebuie să-l invităm pe tata la următoarea emisiune? Nu știu, dar tata mai mult stă simplu, dar câteodată mai spune da, câteodată mai că se mai enervează puțin. Ia să vedem sora ta ce părere are, ea ce ne spune. Mihai, îți atunci așa. Ea, un pic strigă. Stai să vedem. Ridică vocea când e nevoie, iar dacă nu, începe cu argumente, știi, mama, cum să... Eu le întreb, măi, fiilor, eu chiar trebuie să ajung să ridic vocea ca voi pe mine să mă auziți și el îmi răspund, da! Adică altfel le n-aud. Așa e cerere, așa e ofertă. Da, de obicei la noi la școală așa e. Dacă nu strigă, nu ridică vocea, nu ascult. Așa și noi. Păi da, dar eu de câte ori spun calm până voi pe mine mă auziți.
Dar cum este relația voastră două? Ia să povestim, cum ați făcut bară? Câteodată... Vă mai certați așa cu surorile? Vă mai contrați? Da, câteodată când râdem, ne jucăm, mai facem niște năzbâtii pentru mama, pentru tata. Dar ce năzbâtii faci tu? De obicei când am fost în Brăila. Da, când am fost în Brăila. Aici toate secretele se scot. Păi, noi am speriat-o pe mama, dar așa era un fel liniște, dar noi ne șoșoteam acolo și mama, dar și vă șoșoteți acolo și noi nu știu, a zis ceva și mama, ok, bine, și mai departe se uita în telefon, dacă tata vine, apoi noi să o speriam. Și tata liniște, și tata când era la geamul meu, Merry Christmas, mama s-a speriat, s-a întors la noi, mama când s-a întors, tata deja îi întinde mâna cu sticla care o cumpărat de la magazin. Sticla cu apă. Da, sticla cu apă. Și mama, și acela s-a mai speriat. Vreau să am o discuție mai detailată cu ele, pentru că noi astăzi o să fim stiliștii tăi. Ele o să-mi povestească cum tu te îmbraci, dacă le place, dacă nu le place. O să-mi povestiți, dar fără mama să audă. Mama nu o să vadă bucata asta, ele o să rămână pentru arhiva noastră. Dar ție am să-ți dau o recomandare. Așa. Nu știu, pe cine vrei să îmbraci, doamna producător? Pe toate trei, pe ele, pe mine, pe dânsa. Cum vrei tu? Cum vreau eu? Da. Cu dânsa. Dar pe cine vreți să îmbraci, mama? Pe mine sau pe voi? Pe voi vă mai îmbracă ziua. Hai să ne îmbraci pe mine, vrei? Bine! Bine? Da! Ei, dați o recomandare cum să mă îmbrace, voi ce... Da, eu zic să mă îmbrace într-o sacou negru cu niște... așa, te blugi așa desfăcut, strângi așa, așa. Aha, exact stilul meu. Hai că e bun. Hai mama. Dar eu zic Mihaela să iei hățurile și să te apuci, pentru că pentru mine, eu pentru mine nu iubesc să umblu, să caut. Dar cum cumperi, cum faci ca să reușești? Eu știu că mă duc să-mi cumpăr o pereche de pantaloni și eu fix cu perechea de pantaloni ies. Eu nu, mie nu-mi place să pierd timpul. Deci tu dacă ai o listă făcută și ți-ai pus ca scop un maiou, un sacou, o pereche de blugi, exact după asta vii. Nu ești femeie care ai venit după una, cumpere alta. Nu. Și e foarte economic. Fix fără așa ies, știi? E foarte economic. Soțul tău este un fericit, n-are treabă. Bine, așa, astăzi te scoatem din lumea veselă și te punem să fii femeie serioasă la capitolul stil. Așa că o să te rog să mă îmbraci nu în stilul tău de scenă. Nu. Sau poate da, nu știu, vezi tu. Te gândești la un concept. Nicoleta Adam, am invitat-o. Dacă e la un eveniment de-al tău, atunci cu siguranță trebuie să fiu și eu mai veselă. Dacă e vorba de un concert, de ce vrei tu? Mi alegi un stil vestimentar și după noi o să-l discutăm. Dar între timp eu o să-ți fur, o să-ți fur comorile, ele o să boteze. Și noi avem treaba noastră. Aha. Așa că tu ești liberă, la unic e liber să faci ce vrei. Așa, lângă mine este Mihaela și Gabriela. Salutare, eu mă numesc Mihaela Grădinaru și am 8 ani. Salutare, eu mă numesc Grădinaru Gabriela și am 10 ani. Le-am luat cu mine, pentru că am întârziat foarte mult la această filmare. O să mergem după și o să mâncăm o înghețată, chiar dacă afară e frig. Dar e important că avem McDonald's aici la Unic. Vă dă voie mama să mâncați înghețată? Da. Sau cu limită? Cu limită, da. Cu limită, ăsta e cuvântul potrivit. Până atunci vreau să fiți sincere și să-mi spuneți cum se îmbracă mama, vă place? Ați vrea să schimbăm ceva la ea, la aspectul vestimentar? Mie nu-mi place mama cum se îmbracă când are vârstă foarte lungă așa și largă. Nu-mi place deloc. Parcă eu slincuță, cum să zic. Nu-mi place stilul. Dar mama, iau ce frumos arăt. Da, foarte frumos. Mie și lui tata nu ne place când se îmbracă așa. Mm-hmm. Da, în blugi, cu din asta, e foarte frumos, da, așa? Da, tu ce zici? Fusta aceea nu mi-e foarte... Mm-hmm. Nu arată frumos. Ziceți că schimbăm asfusta pe altceva? Da. Și o să fie mama mai stilată? Da. Și cum vreți să o îmbrăcăm? Ticou ia ca până aici, mm-hmm. Apoi niște shorts sau blugi așa, sau poate așa, sau mm-hmm. așa larg. Deci ție îți place tot ce înseamnă blugi, dar blugii mei îți plac? Da. Da? Sunt frumoși, dar sunt un pic largi, vezi? Dar mie îmi place așa stil. E bine? Da. Ai schimbat ceva la stilul meu? Aș schimba doar sacoul, dacă ar fi fără el,
ar fi frumos așa simplu. Aha. Trebuie să mai dezbrac de geacă. Nu mai decât. Așa, am înțeles. Tu ce spui? E bine. E bine? Nu mai adăugăm niște accesorii să fie mai... E fix stilul meu. E fix stilul tău. Da, mie atunci, îmi place așa. Am înțeles. Am rămas la idee că pe mama la fel o îmbrăcăm în denim, în blugi, da. În, așa. Și ce vreți mai adăugăm? Pălărie, ochelari? Eu aș vrea să aibă un fel așa, nu mare, un fel de sacou până aici. Așa, negru. Din asta scurt. Dar ți-ți place culoarea neagră? Da, dar mai ales când îmi iau o culoare așa de la Nike, îmi place culorile lui când... Așa, poate se pricepe. Cu și ne uităm, stați. Asta ce mai... Nu știu, e tot. Eu doar mă odihnesc astăzi. Spun adevărul? Mai eu sunt surprinsă la cât ele de deschis comunică acum cu Nicoleta și așa ușor tot povestesc. Numai că pe locuri exagerat, dar nimeni n-a să mă creadă pe mine, că copiii au spus. Da. Dar ele au crescut așa libere și sociabile, pentru că eu strig la drept. Șlibați. Hai să mergi. Și eu îmbraci pe Nicoleta. Dați-mi idee, eu știi eu cum am îmbrac dimineața și am luat de pe sârmă și n-am pus încă în dulap să nu pierd timp să strâng o haină și apărăm să iau alta. Eu cu așa mă îmbrac. Dar când mi-a spus Nicoleta fashionista, eu să o îmbrac pe Nicoleta. Voi vă dați seama? Deci eu am văzut astea și eu cred că Nicoleta de mult n-a fost școlăriță. Și poate școlărițele mele o să-mi dai nota 5 sau 10, eu nu știu câte, din câte baluri la voi. Juriu, până la cât? Rupturile foarte agresive nu mai sunt în tendință. Okay. Trebuie doar așa, minimalist. Bine. Ce-i foarte rupt nu e bine. Bine, hai să căutăm așa chepă. V-a făcut experiența? Da. Repede ați ales pentru mine. La început nu ne puteam decide? Decide. A, nu mă puteați înțelege că tu vroiei într-un fiof și știi cum eu? Chiar am avut dezbateri? Dezbateri, nu politice. Dar vestimentare, pentru că eu am ales ceva și am spus, păi nu, asta este stilistica lui mame. Care este sensul că noi trebuie să o schimbăm dacă tu o îmbraci așa? Oh. Și ghiși cine a spus asta? Eu cred că amândouă. Nu, am zis eu prima și apoi Gabi. Hai, e frumos? Da. Tu ce zici, Mihaela? Este frumos, dar noi acum noi vrem să-i facem altfel, nu stilist ca ei. Ea are dreptate, noi trebuie să îmbrăcăm diferit. Dar ce nu-ți place? Nu cum ea vrea. Poftim? Eu zic că nu cum... Ăștia am zis ăștia. Că da, ăștia nu. Dar asta ce-i cu ea? Asta e stilistica mamei, asta nu stilistica o mamei. Aha, ok. Și ce luăm? Okay. Ei, vezi ce caracter are sora ta? Eu zic că asta tot e stilistica oameni, asta nu e stilistica oameni. Asta, nu, aceea e bună. A spus deschis. Nu, eu vreau mă, mă distrez maxim la emisiunea asta. Putem să nu vin, că eu cred că ele îmi trebuie să descurcau și fără mine. Uite. Ce părere ai? Mama nu pare din astea. Da, 36. Păi luăm o fustă? Eu zic sau fustă? Tu ce zici? Gândești. Sau eu poate ceva pe leopard, știi că acum printul ăsta e foarte intrat. Da, am zis că deschis. Ah, ok. Hai, am ales ceva, avem un numitor comun. Am luat o cămașă, o pereche de blugi, mergem să luăm niște ghetuțe, o gentuță și ținta este gata. Totul după acordul Mihaelei și Gabrielei. Da? Hai să mergem. Ăștia, golfiși, nu golfiși, dar la ponte. Da? Hai să
principiu, dar m-am înțeles aici. Eu sunt pe așa stil, cred că mai degrabă, dar mie nu-mi place să calc. Nu, eu mă slăbesc să-mi iau haine care nu trebuie să călcate. Ai eu încă să-l calc? Da, uf. Hai că acuși din astea ceva. Noi să o încălțăm și pe 36. A să râp de leac. Ia că așa par mai mici, nu? Eu cred că stilul ăsta alb-negru, care vine atunci și pentru școală și oficiu, soluție perfectă. Nu știi și la ceva alb și negru și tot e rezolvat. Nu, dar asta are aici. Hai, o luăm pe asta, hai. Dacă a spus Mihaela, să respectăm dorința. Noi o luăm pentru filmări și vă aducem. Hai să îmbrac vedem. Ce ați ales. Dar tu cum te-ai descurcat la capitolul stilistic? E foarte repede. Da? Hai să vedem ce eu în primul butic intrat, am găsit tot ce trebuie. Tu așa ca viața de zi cu zi, da? Exact. Mult nu te-ai chinuit, tare nu te-ai stresat și ținuta s-a început, s-a petrecut. Da, am mai vrut un accesoriu, dar era închis acolo și... A, noi amândouă intrăm, da? Și da. Noi ne dezbrăcăm. Noi ne dezbrăcăm. Și? Nu știu ce faceți voi, noi filmăm, avem treabă. Ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm, ne dezbrăcăm, avem și o cameră pe noi. Un pic cu întârzieri, dar se poate. Eu cred că o să-i placă mai mama stilistica. Da. Eu niciodată cred că nu am umblat așa. Corect. Îți place culoarea roz? Da. Da. Mie îmi place un culoarea roz, pur și simplu asta era deschis și... După culoarea... Noi am făcut așa. După culoarea ochilor era albastru. Da, și mea, după ceva deschis. Să înceapă back to school! Sau nu? Sau da. Așa. Tu vei rămâne mereu colega mea. Eu parcă-s gata de un spectacol la tine în echipă, mă, ei? Yeah. O să fiu școlăriță aici. Asta-i casting, bine. Hai să vezi cum ne-am descurcat noi la etapa asta. Fetelor, cine e mai stelată? Eu zic amândouă. Nu câștigă prietenie în emisiunea noastră. Trebuie să puneți note. Tu ce notă îmi dai mie? Eu zic că pentru dumneavoastră vă dau un 9 plus. Un 9 plus. Până la 10 mai avem. Dar pentru 10 ce ar trebui să mai am? O gentuță și niște cercei cu floritele. Așa, mama. Gentuța mi-a scăpat. Ce s-a întâmplat? Aici trebuiau să fie și ghetre, dar pontul era închis. Așa, am înțeles. Nu contează, unii cui mare, mai găseai. Nu. Nu? Nu. Ne-am întrebat. Aia nu trebuie să stai în spate? Nu, așa. Nu, în fața. Nu, și? Asta de la curs. Nu, așa e, care e fermor aici. Da, mami, ce notare? 10. Nu lipsește nimic, nu? Nu. Vezi? Cercei este mari, frumoși, are geantă, blugi. Cum crezi, fetelor le place stilul tău vestimentar pe care îl porți de zi? Mi-a șoptit deja, știi? Ați spus ce-a spus? Acum eu, te-ai întrebat, dar e deja răspundea, știi? Dar tu nu te îmbraci așa? Cu pantaloni rupt, nu? Ea nu se îmbracă așa, ea fusta... Dar nu e așa stilistică. Da, n-ai așa stilistică deloc. Gata, mama are nevoie de un stilist, înseamnă că trebuie să venim să facem curățenie în garderobă, să aruncăm ce nu este bun și să transformăm ceva mai bun ca asta. Da, mama, vezi, stă bine. Așa? Da. Și unde să mă duc eu așa? La filmări. La repetiții. Salutat, o să-i placă. Da, eu știu că o să-i placă. Ai filmat-o să-i arăți? Gabriela, tu ce zici? Cine câștigă din noi două? Dar sunt stilurile prea diferite ca să alegem, așa-i? Da. Nu, eu zic să ne voteze cei care ne urmăresc și să ne lase în comentarii care ținută este mai potrivită.
a ta, a mea sau împreună. Mm. Și acolo o să vedem care este... Noi în spectacol învățăm valori ca prietenia, iubirea, așa că eu sunt convinsă asta că cei care vin la spectacolul nostru să voteze că ambele ținute sunt perfecte. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit, chiar dacă m-ați așteptat. Eu promit să-mi iau revanșă, pentru că fetelor le-am promis o înghețată și au spus că se poate dacă e cu limită. Corect. Așa că să nu zici că nu e voie. Și neapărat vreau să ne mai revedem și în alt context. Fetelor, sunteți minunate. Mulțumesc. Și abia aștept să vă văd în spectacole, da? Că am înțeles că te ajută când da. E cazul. Da. Nu mă ajută, ele lucrează, ele știu, joacă, ele primesc salariu. De mustieț, adică tu le implici la greu. Micaela acum merge la repetiții pentru Rapunzel, iar săptămâna viitoare jucăm Iepurașul Cristin, unde ele amândouă sunt veverițe. Așa că... Săptămâna trecută au jucat actrițe în Fata Babi, Fata Moșneagului. Actrițe de mici. Înseamnă că trebuie să venim la spectacole. Vă așteptăm. Eu vă mulțumesc tare mult, iar cu voi ne revedem într-un alt episod de Stil Unic, tot aici pe Unica Media. Mersi. La revedere! I'm never gonna let you out of my sight.